Bine ați venit la Stax TV, material extra cu motociclete și nu orice motociclete, super motociclete, adică super motociclete Yamaha R1M. Da, de la BMW, cum ar veni. Că suntem la primul eveniment din România organizat de două entități, cum ar fi Yamaha și BMW Motorrad, în care noi testăm motociclete din gama Superbike și ceva Naked și multe alte surprize. Mergem pe circuit, o să avem parte și de un curs de conducere pe circuit, așa, de începători începătorilor, că nu e cazul la noi. Mi-am luat casca, mi-am luat costumul, să mă vedeți în combinezon, e de împrumut, să nu vă panicați că nu mă sponsorizează BMW. Și o să vă spun la sfârșit părerile mele despre motoarele astea cât pot eu, așa, de amator, că nu am eu cum să simt lucruri, doar așa, un pic, cât am putut. Hai să vedem. Bă, nu m-am echipat, mai am un pic. Ăsta-i mersul meu. Ce? Ăsta-i mersul meu, așa mai merg eu. Vorba aia. Haide, zi cu ce te prind. Băi, avem un BMW din categoria Super Sport sau Super Bike S1000RR. Am luat-o încet. Am zis că o iau cu aia mică, cum ar veni. Mi-e frică de astea, cu carboane, cu chestii de-astea. Eu când văd carbon, mă excit, știi? Și trebuie să-mi repet tot timpul în cască. Nu ești la MotoGP, nu ești la MotoGP, nu ești... Eu când îmi zic că sunt la MotoGP, cad. Și nu vreau să cad. Și așa, abia ne cheamă oamenii ăștia. Mi-am legat casca, sunt simplu, m-am urcat, iată. Bănești, da? Parcă acum aici stau mai bine, frate. Cred că nici nu știu pe acasă. Bine că mi-au tăiat o clipă, băi, zice că sunt foarte rapid și mă țineau clipile, știi? Da, le-am scos. Dar poți să ți le scoți dacă vrei, să te uiți în spate. Da, mă, faci în spate. Unde ești, că nu te văd? Aici. Nu te văd. Cucu! Am asta, heliomată. Ce ai, mă? O, vezi, mă! Mamă, deci suntem pe competiție, mi-am luat R1. R1. Da, R1. Ce ți-ai luat? R1, Yamaha. M? R1M nu, sau? Nu, Latina. Ah, Latina. Latina. Am dat, am zis și eu, zis, o iau încet. Da, da. Da, nu știu de ce clipocesc cale, ABS, așa alea. Face ele la BMW. Dacă așa face ele, da. După ce mergi un pic, se reclează. Exact. Casca ai zis înainte. Vezi? Experiență de motociclist. Mai întâi ți închizi casca și după aia pui mânușile. Nu știu dacă pot. Încerc. Nu promii nimic. Nu mă combinezon ăsta între ouă, mă, frate, nu știu. Thank you.
Am mers cu acest 1000 RR, acum o să mă mut pe alt 1000 RR, că dacă mi-am făcut mâna cu primul, merg cu al doilea, îmi schimb anvelopele, bineînțeles, adică producătorul și așa. Am fost impresionat de puterea de accelerare și de frânare, adică pe mine m-a șocat, nu mai mă găseam prin șeapă acolo, mă ducea peste tot, eram... Na, dar am luat și niște poze bune. Nu știe lumea cu ce viteză am mers. Am două întrebări. Ai două întrebări. Ia se vede pe cameră. Unu, nu mai ai suflu? Ba, hei, nu mai am, m-am deschis un pic. Eu și Quartararo. Bine, cred că și la el ouăle tot la fel stăteau. Și a doua întrebare, dacă știi că pe motocicleta asta și-a încheiat cariera de motociclist sportiv, Cristi Scutariu. N-are nicio problemă că și-a încheiat cariera. Pe motocicleta asta? Fix pe asta, a, care merge. Merge foarte bine. Bravo, frate, ai lăsat-o perfect. Eu sunt foarte mulțumit. Parcă are un pic de joc la furcă, dar în rest e țiplă. Dacă numerim o situație mai gravă și mai probabilă, când simt asfaltul precis, mă ridic motocicleta, mă sperii și ridic. Caz în care virajul, evitarea, ce făceam, s-a cam ratat. Da, am ieșit de pe trasă, am ieșit larg. În cazul cel mai grav, dacă fim hotărât ce eventual am sperițele mai apropiate de asfalt, se proptește motocicleta în cizma mea, face un pic de prunghie, descarc un pic roțile de la sol, suficient cât să cadă motocicleta pe interiorul virajului cu piciorul meu prin subia cel mai nasol deznodământ. Ca să evităm toate problemele astea, noi folosim comenzile, schimbător, frână spate și apoi ducem picioarele cu pingeaua pe scăriță. Asta e poziția corectă, nu cu vârful pe scăriță, dar cu pingeaua, pernițele alea din spatele degetelor, de după degetele la picioare. Unchiul relaxat, da? Nu stăm cocoșați, nu stăm cu pieptul prăbușit, scoatem pieptul afară ca să respirăm bine, să avem capacitate la plămâni, să avem oxigen, da? Să nu obosim repede. Mâinile le susținem un pic din umeri și capul sus, privirea înainte și capul se mută, se mișcă foarte mult, casca trebuie să se miște, stânga-dreapta, atunci când vreți să schimbăm direcția. Adică... Gata? E într-o parte un pic camera, n-am ce să-i fac. E, lasă că merg eu mai strâng. O fac din talent, mă. Dar ce are băiatul ăsta pe casă? Respiră pe acolo și respiri din alea, mă, frate. Te ajută să respiri mai ușor? Eu? Zic, alea te ajută să respiri mai ușor? Sunt boxe. Boxe de ce? Să... Le leg la lavalieră sau de în afară ce vorbesc? Ai GoPro-ul puțin strâmb. Da, știu. Am în... Mamă, a, boxe ca să... A, ca să-i zici și ăla, bă, că nu știu la da, da, să-i zici, te audă mai bine. Da, frate, nu știam de ce ești nebun. E bună treaba. E bună treaba. E bună treaba, frate. Ai și stop pe spate. Semnal, stop. Are... O să pleci când vrei tu, nu mai mergeți în lupa. Da? Da. Unde să pleci? Te băuți în treapă o roată? Hai! Ce? S-a părut ceva ciudat, s-a părut înfrânată pe aceea. Da, stăteam.
Trebuie să faci pe nemulțumit, zici ceva? Da, nu-mi place lume. Puteți mecanici. Să vină oamenii de la boxă. Am văzut și... unul ăla în față, zic. Ei sunt noata echipă de mecanici? Da. Am văzut erunul în față și am zis... Bă, state să-l depășesc, nu se poate. Și mai văzut unii amat. Tot erunul, zic. Trebuie să-l depășesc și pe asta, nu se poate. Și am tras cu genunchi, era să-mi rămâne. Mă, pus genunchi! Ai pus genunchi jos! De mai multe ori. No. Da, nu, ce faci? Da, multe, nu. Aici facem o ofertă. Eu trebuie să fiu impresia că am genunchi prea lungi, știi, și de-aia ajung jos. Cum să-i face, frate, că mi-e genunchi jos? Fii, mă, îți facem o ofertă. Da, frate, da. E de-așa patra? Vorbiți... Nu. Adică i-am dat pe linia dreaptă, nu. Deci linia dreaptă nu, nu discutăm. 230 și ceva. No, 230. Hai, bă, încetează. Și pe circuit doar a doua. Tu și ce-i ce mai merge așa? N-am schimbat. Pe linia dreaptă. Da, da. Păi, aia din spate. Am spus mai simplu să fac treaba cu virajele. Da. Mi-a dat drumul iar la cameră. Bă, dar aruncam protecția. Aruncam protecția. Eu și cu Quartararo. Cum vă numiți? Stamate. Nu, Stamate mă numesc eu, două secunde. Înțeleg că vă doriți să fiți Stamate. Emoțiile, vedetele, când... Na, știi cum e, când ai... Da. Vă doriți să fiți din noastră. Daniel Tomescu și pilot aici la Stock 600. La Stock 600. OMV Max Motion Moto. Păi știu, ai văzut cum știu? Max Motion, mi-am luat bani. Și cum v-ați descoperit acest talent de pilot? Vreau să știu. Eram foarte gras, eram foarte, foarte gras, pentru că mâncam foarte mult noaptea, în special, și îmi trebuia un motiv să slăbesc. Și am zis, mă fac pilot de motociclete. Și rezultate ați avut de-a lungul carierei? De cât timp vă dați? Povestiți-ne așa puțin. Mă dau de șapte ani mă dau și am reușit să scad 2 secunde în 7 ani față de timpul meu din prima zi când am venit pe circuit și am zis că sunt oameni care sunt mai puțin talentați, dar suplinesc prin muncă. Și eu atunci am zis că muncesc până ajung campion. Și acum cu motocicletele astea, am văzut că aveți și costum BMW. Am sponsor de la, da. Sunteți sponsorizat de BMW, da, nu? Da, BMW. Sunt și pilot de acolo de... De uzină. De uzină, da. Motoretele eu le conduc. Ah, ok. Și faceți și teste cu ele? Sau dumneavoastră dați... test, în general. Crash haideți test. Să nu ne băgăm unul peste că... altul, vă rog eu mult de tot. Înțeles. Adică haideți fiecare să ne păstrăm. Încercam să intru... Nu da. Intrați pe domeniul meu, că aici e domeniul meu și ne păstrăm fiecare cu ce știm. Știu că sunteți un pilot de teste pentru căști. Testați căști. Orice testez, nu e niciun fel de problemă. Am înțeles. Airbag-uri, căști, costume, absolut orice aveți de testat. Da. Poți să testezi și Toyota, mă răstorn cu orice aici. M-au sunat de la Trenta că a venit un model nou. Pizza, da, bun. Pizza cu shawarma pentru Stamate. Bun, spuneți-ne un pic, cu ce motociclete v-ați plimbat astăzi? Am mers cu BMW 1000RR și cu BMW 1000RR. De două ori. Cam zis să aprofundez. Și acum vreau să testez o Yamaha R1, dar cum nu se putea, am să testez Yamaha R1M. Adică dumneavoastră vreți acum să mergeți doar... Vreau să merg la Isus. Cum ar veni... Dacă mă primește, dacă mă auzi și te uiți la emisiune, Isuse, te rog, știi? Fac frumos, zic glume, mă trezesc dimineața, fac frumos, mă ocup de tot ce ai nevoie. Ce target aveți cu R1M-ul? 1.36. Da. E bine? Da, nu e foarte bine 1.36. Rugămintea e să nu, dacă treceți de urziceni... Nu, că e un șanț aici în capătul, n-am cum. Dacă vrei să faci 1.36, zic eu că sari peste șanțul ăla, nu te oprești acolo 100%. Nu. Da, 1.36, eu zic că e un timp decent așa, pentru a treia intrare pe circuit, vorba aia. Nu, e ok, pentru a treia intrare e ok, dacă erai la a patra, a cincea, deja era slab. Era slab 1.36. Eu l-aștept pe Neaga să-mi arate niște trase. Păi, ca așa zic. Domne, vin să arăt niște trase. Bine, hai. Stai un puțin, dacă Vlad ți-a zis așa de complezență. Dar o să vezi. Băiat, vine aici, vine aici și începe. Daniel, aici cum intri, cum frânezi, cum te rog eu, spune-i și lui. Să-i spun, îi spun, mă, adică da, nu spun, normal. Da, mă, nu, ca să fie spectacol în OMV Max Motion Moto RC. Ai zis de 3 ori, să-mi dai și mie 50 de lei de acolo. Bună ziua, fiți oameni, cu dumneavoastră n-am vorbit până acum. Vă rog. Cum vă numiți? Mihai Daniel Tomescu. Și ați mai fost pe aici vreodată? Nu, e prima dată. Fai, săracu, nu și-a luat pastile de mine. Am vorbit cu dumneavoastră mai devreme. A, domne. Nu mi-am dat seama, am crezut că n-ați vorbit. Haide, domne, că am vrut și eu să fac o glumă. Am vorbit mai devreme, nu mai țineți minte. Da, așa este, am dat un interviu mai devreme. Da. Eram, invers, ia vedeți acum. Da, m-am fost. Uite, ce vezi, bine, mă.
Concluzia este simplă. Nu share, like și subscribe, nu. Concluzia este foarte simplă. Eu când o să ajung dictator, motocicletele astea super sport nu se vor vinde decât cu curs de pilotaj. Mi se par niște rachete. Deci n-ai cum. Deci n-ai cum la orice viteză, orice accelerație, motocicleta se ridică de roata față. Este și gândește-te că ăsta este un SO1000RR de stradă sau, nu știu, varianta normală care avem. Avem și varianta S1000RR-M sau M1000RR. Am testat două motociclete super sport de BMW, adică aceste două 1000RR normale, după care am mers cu Yamaha R1M, care este diavolul. Deci pe lângă faptul că arată... Nu lăsați, că strică! Nu lăsați! Da, deci pe lângă faptul că arată carboane, nebunie, haos, așa sună la motocicletă de curse, nu că aș avea cu ce să compar, că eu m-am dat cu multe motociclete de curse la viața mea, dar sună cu totul și cu totul diferit, se comportă foarte bine pe circuit, am simțit-o foarte ușoară. Plecat. Only fans, only fans! Am simțit-o foarte ușoară pe circuit, asta e motocicleta, așa arată. Arată ca o bijuterie, arată ca și cum ai vrea să iei acasă și să dormi cu ea în pat, pentru că na, se simte foarte ușor la manevrabilitate, atât de ușor încât n-am reușit decât 258 de km la oră pe linia dreaptă, spre deosebire de BMW care a avut undeva la 220, asta așa ca să comparăm niște lucruri, 180 din șicana aia din capul de acolo până la primul viraj, fără să frânăm la limită. Am auzit S1000RR-M, am auzit acum, aș vrea să am ocazia să merg și cu BMW-ul, să pot să compar puțin, dar nu știu cât pot eu să compar, pentru că sunt amator, adică n-am nicio treabă, n-am. Poate băieții ăștia care sunt piloți să se dea cu ele și să vadă, dar BMW-ul parcă nu mai fuge spatele așa când îmi frânez de la 280 la 80, știi? În sfârșit. Și voi, băi, trufașu, scuză-mă că te deranjez. Voi acolo, de păr de acolo, din capă, tot costă 20, luați, nu? Nu? Cu tine? Da, acolo, de păr de acolo, din capă, tot costă 20, luați, nu? Okay. Ia-ți un pic... Nu, sale mele, îmi pare rău, nu mai... Ea este la Vinia și m-a invitat și mulțumesc pe această cale că mi-am adus aminte de tineți. Share, like și subscribe!